cartea Două singurătăți despre roman în America Latină, cunoscutul dialog dintre Mario Vargas Llosa și Gabriel García Márquez din 5 și 7 septembrie 1967, poate fi considerat actul neoficial de naștere al romanului latinoamerican. Recuperarea acestui dialog prin contribuția scriitorului columbian Juan Gabriel Vázquez și a editorului Luis Humberto Rodríguez Pastor a permis ulterior contextualizarea prin inserția unor cuvinte însoțitoare, cum ar fi cele ale scriitorului peruan contemporan Abelardo Sánchez León sau ale martorilor evenimentului criticii Abelardo Oquendo și Ricardo González Vigil, respectiv a lui José Manuel Oviedo, cel care a organizat întâlnirea. Așadar, din edițiile pirate ale cărții, circulând într-un cadru restrâns, Vázquez și Rodríguez Pastor au dat viața actualei ediții, după care doamna Tudora Șantru Mehedinți a realizat traducerea apărută în limba română la Humanitas Fiction în colecția de autori. Oviedo organizase în auditoriul Facultății de Arhitectură al Universității Naționale de Inginerie din Lima, la inițiativa Departamentului de Dezvoltare Culturală a Universității, întâlnirea dintre cei doi scriitori uriași, care veneau după succese remarcabile. Mario Vargas Llosa, după obținerea primului premiu Romulo Gallegos de la Caracas pentru romanul Casa Verde, iar Gabriel García Márquez, după publicarea cu numai 4 luni în urmă a romanului care îl va consacra, un veac de singurătate, Cien Años de Soledad, devenind un mare succes la publicul latinoamerican. La Lima, Mario Vargas Llosa era foarte cunoscut, în special pentru romanul său de debut, Orașul și câinii, iar Gabriel García Márquez începea să-și facă un nume în vechea colonie andină a coroanei spaniole. Fiind cu 9 ani mai tânăr și gazda evenimentului, prozatorul peruan o va deveni mai târziu un excelent critic literar, a cărui primă lucrare de critică literară, Istoria unui dericit, va fi dedicată însă și aceste monumentale a lucrării lui Gabriel García Márquez, Un viac de singurătate. Așadar, prozatorul peruan își va asuma rolul de intervievator, cordonând dialogul, oscilând tematic între condiția scriitorului și ducându-se până la construirea cadrului cultural comun care avea să genereze ceea ce urma să poarte numele de realism magic. Întreaga discuție s-a închegat în jurul proiectului literar al prozatorului columbian, care, pe lângă romanul în cauză, aducea în dezbatere munca anevoioasă la viitorul roman, Toamna Patriarhului, și mai ales la tema centrală acestuia, marele animal mitologic al Americii Latine, dictatorul latino-american de generație veche. Dialogul a permis aducerea împreună a unor trăsături comune a unui cadru ficțional specific Americii Latine, în special lumii hispanice, din care unele nume deja deveniseră cunoscute. Mexicanul Carlos Fuentes, argentinianul Julio Cortázar, uruguaianul Juan Carlos Onetti sau chilianul José Donoso Yáñez. Gabriel García Márquez l-a exclus din această categorie pe însuși José Luis Borges, mult mai în vârstă decât ei, dar care încă nu apucase să publice cunoscuta lucrare relatarea lui Brody, de exemplu, sau arhicunoscuta carte de nisip, cum nici nu publicase poezia din Aurul Tigrilor sau cea mai mare parte a eseurilor sale. Nu a rămas neatinsă niciuna dintre marile teme ale cadrului ficțional latinoamerican în dialogul dintre cei doi, boom-ul sud-american de care amintea Vargas Llosa, într-o radiografie a primei zile de dialog, rezultând, printre altele, o serie de teme importante, cum ar fi omniprezența dictatorului în scrierile latinoamericanilor, singurătatea, profunda alienarea omului latinoamerican, cum o numea Gabriel García Márquez, femeia catalizator, uciderea, masacrul, moartea incertă a eroului, spaimele, misterul care se degajă din convingerea realistă a percepției personajelor, fantezia care face parte din realitate, remarcabilă fiind pledoaria columbianului pentru realitatea fantastică latinoamericană, dar, de ce nu, urmele exploatării coloniale. În dialogul dintre cei doi, iar apoi în întâlnirile ulterioare, între experiența personală și experiența culturală, peruanul va opta pentru prima, columbianul pentru a doua. Între ideologia libertății individuale și ideologia libertății colective, peruanul va opta de asemenea pentru prima, iar columbianul de asemenea pentru a doua. Dialogul dintre cei doi scriitori uriași, ulterior laureați Nobel, va evidenția și constructul cultural comun, dar și aceste elemente care îi vor diferenția și chiar separa ulterior peste ani. Două singurătăți despre roman în America Latină se dovedește a fi una dintre lucrările importante, cel puțin la același nivel ca cea care găzduiește dialogul dintre Borges și Sabato, cu imensa influență asupra conturării profilului unei literaturi, cu certitudine mai mare decât în cazul amintitei lucrări. Având consistența unui tratat și frumusețea unui roman latinoamerican, Două singurătăți este cu